Tudorel Toader, noi informații despre extradarea lui Sebastian Ghi, partea român subliniere i-a îndeplinit obligațiile. Întâlnire cu ministrul justiției din Serbia. Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marci, ce partea român subliniere i-a îndeplinit obligațiile subliniere i-a transmis toate informațiile solicitate în dosarul de extradare a lui Sebastian Ghi din Serbia. Toader a precizat ce luni va avea o întâlnire cu ministrul justiției din Serbia în care se va discuta sublinierea acest subiect. Partea român subliniere i-a îndeplinit obligațiile de transfer a tuturor documentelor necesare sublinierei a celor suplimentare solicitate. Nici ministrul justiției din România, nici instanțele de judecat din România nu pot interveni, nu pot genera măsuri de accelerare a soluționării cauzei de către instanța competentă din Serbia, a declarat Tudorel Toader, potrivit News.ro. El a precizat ce luni, 26 martie, va avea o întrevedere cu ministrul justiției din Serbia. Evident vom discuta instrumentele juridice de cooperare dintre cele două state, dar inevitabil va fi sublinierea subiectul acesta. În aceea subliniere zi, la orele 11.30 cred, voi avea o întrevedere oficială sublinierei cu trei subliniere din telecurcii constituționale din Serbia. Noi sigur nu putem lua nicio măsură, nu putem face niciun demers de natur să se suprapun, să afecteze activitatea judecătorului independent din Serbia. Ce putem să facem noi sublinierei ce zic eu ce am făcut meje sublinierei instanțele naționale, cu promptitudine am răspuns la toate solicitările pe care le-au făcut, a adugat ministrul justiției. Tudorel Toader declara, săptămâna trecută, ce justiția sârbă a cerut detalii cu privire la natura infracțiunilor în cazul lui Sebastian Ghi, urmând să primească în cel mai scurt timp documentele solicitate. Judecătorii din Serbia au cerut informații cu privire la natura, conținutul, modul de desfășurare urare a activității infracționale. Documentele au ajuns la Ministerul Justiției săptămâna trecută. Am solicitat curții de apel ploie subliniere ti informațiile necesare, le-am primit. Astăzi cel mai probabil vom primi originalul documentelor respective subliniere i le trimitem în Serbia prin curierat rapid, a precizat Toader la Antena 3, referindu-se la stadiul procedurii de extradare a lui Sebastian Ghi. Întrebat dacă la întâlnirea cu omologul său sârb, de la sfârșitul lunii martie, va aborda acest subiect, Toader a spus că este inevitabil. Presubliniere din și Claus Iohannis sublinierei Alexander Vui au fost întrebați, în 8 martie, în conferința de pres comun de la Palatul Cotroceni, dacă au discutat despre urgentarea extrăderii fostului deputat Sebastian Ghi, prins la Belgrad în urmă cu aproape un an. Presubliniere din Telerepublicii Serbia a precizat ce a transmis întrebarea ministrului justiției, sublinierei va primi răspuns în cursul zilei. Omul de afaceri Sebastian Ghi,
reținut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017, sublinierea plasat apoi în arest preventiv, a fost eliberat în 26 mai pe cauciune, în baza unei decizii a Curții Supreme din Serbia, după depunerea unei cauciuni de 200.000 de euro. Lui Dichi a fost reținut pa sublinierea portul sublinierei s-a interzis să părăsească Belgradul. Omul de afaceri a sublinierat apt o decizie privind cererea de extradare formulat de autoritățile române. Când a fost prins de autoritățile sârbe, Dichi avea permis de conducere sublinierei buletin de Slovenia, sublinierei era împreună cu fratele său.